Până la acest moment, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, municipiul Slatina beneficiază de peste 260 de unități locative. Vestea bună este că a fost semnat deja contractul de proiectare și execuție pentru încă 20 de locuințe destinate tinerilor. Valoarea contractului este de aproape 6.700.000 de lei. Momentan se va lucra la proiectare. Proiectarea are un termen de 45 de zile, iar mai apoi vor începe lucrările de execuție. Durata contractului este de 18 luni, iar adresa unde se va construi acest bloc este pe strada Cireașov, numărul 23. Pentru a beneficia de un apartament ANL, tinerii trebuie să îndeplinească cumulat mai multe condiții. Eligibilitatea tinerilor pentru a beneficia de un apartament ANL trebuie să aibă până 35 de ani, să aibă domiciliu pe raza localității și să aibă un loc de muncă acolo. În momentul de față, ANL are în execuție locuințe pentru tineri în mai multe localități din județul Olt. Singurele probleme întâmpinate au fost la Balș, însă și acestea vor fi remediate. Avem în momentul de față în execuție locuințe pentru tineri în Scorabia, 40 de unități locative. Avem la Vișina, vor începe lucrări la Brastavățu, Trăgănești-Olt, Nicolae Titulescu, la Studina s-a semnat contractul pentru proiectare și execuție. La Balș am întâmpinat ceva dificultăți cu constructorul, s-a reziliat contractul acolo, vom merge cu proiectul la minister pentru actualizare, iar mai apoi să-l putem scoate la licitație pentru executat. La Scornicești, lucrările la blocul de locuințe ANL au fost finalizate. În scurt timp, tinerii eligibili vor avea o casă nouă, dat fiind faptul că s-a ajuns deja la procedura de recepție.